Decizia de menținere a unor clădiri aferente minei Petrila este puțin tardivă. Săptămâna trecută, autoritățile locale de la Petrila au primit o notificare de la Ministerul Culturii, prin care o parte dintre clădirile minei pot fi menținute pentru a fi transformate în obiective culturale. Problema este că în primăvara acestui an, buldozerele vor intra și vor demola unele dintre aceste clădiri. Deocamdată nu am fost notificat nici de către comunitatea locală, consiliul respectiv consiliul local și nici de Ministerul Culturii cu privire la această acțiune și la acest aviz, dar vă pot spune că stadiul actual al demarării procedurii de demolare și ecologizare se prezintă de felul următor, și anume avem deja constructor care este într-o organizare de șantier, avem un proiect tehnic care deja este reactualizat, lucruri care sunt lucruri certe și sigure, și în acest an avem prevăzute doar clădirile care au un risc ridicat de demolare, o instabilitate pronunțată și pe care le-am evaluat în perioada precedentă și chiar nu le utilizăm în acest moment în funcționarea minei Petrila. Partea mare și de demolări accentuată va fi pe anul 2016, având în vedere că producția minei Petrila va merge inclusiv în trimestrul 3 al anului 2015. Deocamdată nu am primit nimic oficial ce clădiri autoritățile sau Ministerul Culturii le-au propus spre păstrare, nu avem nimic oficial, dar vă pot spune că nu sunt cu siguranță acele clădiri, sunt doar clădirile foarte vechi și cu instabilitate pronunțată, și pot spune că vor începe cu siguranță demolarea acestor clădiri undeva în primăvară, până în luna martie. Spunem noi că va fi toată infrastructura pregătită pentru această activitate de demolare. Undeva în luna martie vor fi primele demolări de clădiri foarte deteriorate. Autoritățile locale de la Petrila trebuie să facă mai multe demersuri pentru ca respectivele clădiri să rămână în picioare. Orice cedare de clădiri cu titlu gratuit se face fie printr-o hotărâre de guvern, fie prin diferite acte normative elaborate la nivelul guvernului. În mod normal, deși trebuie să fie inițiatori, în momentul când aceste hotărâri sunt semnate, noi trebuie să ne supunem și să le respectăm, și în acest mod le-am putea ceda cu titlu gratuit fie comunității, fie Ministerului Culturii. Având în vedere că procedurile și pentru activitatea de demolare ecologizare sunt deja în linie dreaptă, putem spune că este destul de târziu, dar având în vedere că acele clădiri principale au ca și termen de demolare anul viitor 2016, putem spune că ar mai fi ceva timp. Mina Petrila este cuprinsă în programul de închidere a unităților miniere neviabile. Conform notificării Uniunii Europene, toate clădirile acestei unități miniere ar trebui rase de pe fața pământului, iar odată cu acestea ar dispărea și o istorie seculară. 1 milioană de lei reprezintă datoriile abonaților din municipiul Petroșani către serviciul de termoficare. Anual crește numărul celor care nu reușesc să-și achite facturile pentru serviciile de care au beneficiat. La momentul de față, furnizorul agentului termic are de recuperat de la petroșeneni peste 8 milioane de lei. Deci în momentul de față avem de recuperat o valoare de 8.095.000, dintre care, din această valoare, valoarea care este aferentă populației este undeva la 7.373.000. Suma respectivă care urmează să fie recuperată acum în ultima perioadă de vreme, având în vedere faptul că au început să fie date pensiile către oameni, în urmă cu 3 zile, chiar în fiecare zi la ghișeu la noi, lumea vine să-și facă plata. Suma deci va fi în descreștere. Problema principală, din punctul meu de vedere, este faptul că în perioada următoare facturile în momentul de față ajung la populație și bineînțeles că cei care au datorii vor veni către noi să-și facă plata.
Beneficiarii sistemului de termoficare au de plătit facturi mai mari pentru luna decembrie cu aproximativ 16%. Această creștere se datorează temperaturilor scăzute ce au fost înregistrate în luna cadourilor. Deci în momentul de față, temperatura în luna decembrie a fost mai scăzută. Acest lucru, bineînțeles, că se reflectă în valoarea facturilor, lucru care demonstrează că s-a demonstrat prin faptul că factura pe luna decembrie a avut o creștere undeva cu un procent de 15-16% față de luna noiembrie. Bineînțeles că această creștere se datorează în principal scăderii temperaturii și, bineînțeles, că transferul de energie termică către în interiorul locuinței este mai mare și automat se reflectă în facturile emise. Sunt abonați ale căror restanțe sunt formate din 5 cifre. Aceștia au fost executați silit. Datoriile care sunt mai vechi și unde sunt sume mai mari, faptul că societatea se află, așa cum se știe, în insolvență, bineînțeles că sunt acționați în judecată pentru recuperarea sumelor respective. În acest moment, prin intermediul executorului judecătoresc pe care îl avem, se încearcă recuperarea sumelor, sunt și sume foarte mari. Deci, oricum, lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să vină să-și achite sumele pe care le datorează, pentru că mai devreme sau mai târziu ele oricum vor fi recuperate. Se înregistrează un caz în care abonatului se scoate casa la vânzare tocmai pentru faptul că nu a reușit să-și plătească datoriile. În acest moment am avut în zona aeroportului, prin intermediul executorului, un apartament care s-a scos la vânzare pentru recuperarea sumei de bani pe care persoana respectivă o datora. În momentul de față, la Petroșani mai sunt abonați la sistemul de termoficare în jur de 2459 de consumatori, dintre care 1624 sunt cu branșamente individuale. Asociația de proprietari Carpați din Petroșani are probleme și la plata energiei termice. Asociația este cunoscută pentru nenumăratele probleme pe care le-a avut la plata serviciilor APASERV Valea Jiului. Nici în ceea ce privește plata facturilor la agentul termic, situația nu diferă. Și la asociațiile de proprietari sunt sume pe care asociațiile le datorează către SC Termoficare. Am avut câteva probleme în speță cu asociația din Carpați, dar în ultima vreme, încet, încet, văd că lucrurile intră pe făgașul normal și s-a început recuperarea sumelor pe care și această asociație le are către noi. Mai sunt și alte asociații pe care le avem oricum acționate în judecată. Sumele respective, așa cum am spus și înainte, se va încerca recuperarea lor. Toate asociațiile cu probleme au fost acționate în instanță. Termoficare S.A. Petroșani se află în insolvență. Polițiștii locali din municipiul Petroșani vor primi rația de hrană începând cu această lună. Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de la Petroșani se va afla și acest proiect de hotărâre care vizează acordarea de rații de hrană angajaților din cadrul poliției locale. 24 de lei pe zi este valoarea acestor rații. Proiectul de hotărâre este întocmit și în ședința ordinară de la sfârșitul lunii, probabil din data de 29 ianuarie, va intra pe ordinea de zi, deci se va supune aprobării Consiliului Local acordarea începând cu luna ianuarie a normei de hrană pentru polițiștii locali. E vorba de suma de 24 de lei pe zi lucrătoare, numai pentru polițiștii locali, pentru că, din păcate, ordonanța discriminează și face diferență între personalul contractual de pază și funcționarii publici din cadrul polițiilor locale. Deci doar funcționarii publici pot beneficia de această normă de hrană. Iar prin proiectul de hotărâre se stabile și anumite situații în care nu se va acorda norma de hrană, respectiv situația concediilor de odihnă, a concediilor de boală, concediilor neplătite, concediilor de creștere a copilului.
Problema este că nu toți angajații poliției locale vor beneficia de hrană. Deci vor beneficia 26 de funcționari publici, din care 2 de conducere și 24 de execuție, și nu vor beneficia un număr de 12 angajați cu statut de personal contractual. Polițiștii locali din Petroșani sunt la un pas de a intra în grevă tocmai pentru că nu și-au primit rațiile de hrană. Locuitorii Aninoase așteaptă de an bun să circule pe un drum cât de cât european. Asta ținând cont de condițiile jalnice în care se prezintă și acum principala arteră de circulație rutieră, respectiv Strada Libertății. Edilii locali susțin în acest timp că, odată cu îmbunătățirea vremii, se va trece la reamenajarea acestui drum, dar și a străzii Cătănești sau a drumului național 666B. Având în vedere situația precară prin care a trecut primăria Aninoasa din punct de vedere al fondurilor, acum putem să răsuflăm ușurați, întrucât am scăpat de datorii și, drept dovadă, ne-am și apucat de reconstrucția drumurilor în prima fază. În decembrie anul trecut am semnat primul contract cu firma care a adjudecat lucrarea, urmând ca, în momentul în care timpul ne permite, să ne apucăm de asfaltarea a două străzi. Este vorba de Strada Libertății și Strada Cătănești, care vor fi asfaltate în totalitate. Acum lucrăm la celelalte documentații tehnice pentru a, în cursul lunii ianuarie-februarie, să scoatem la licitație și restul lucrărilor, astfel încât la sfârșitul 2015 să avem toate străzile din oraș asfaltate. Avem banii necesari, avem proiectele, deci numai bună voință să fie și din partea mea există cu tot dragul. Nu în ultimul rând, tot în acest an urmează a fi asfaltate și 12 străduțe laterale din localitate. Banii necesari acestor lucrări vor veni de la Ministerul Dezvoltării și parțial din bugetul local. Dacă la Aninoasa se așteaptă îmbunătățirea vremii și sosirea fondurilor necesare asfaltării străzilor, în Petroșani a demarat deja astuparea craterelor de pe șoseaua de centură a localității. Operațiunea devenise mai mult decât necesară, ținând cont de faptul că șoferii sunt nevoiți să slalomeze printre numeroasele gropi ivite în asfaltul crăpat pe mai multe porțiuni. În principiu, lucrările ar urma să fie încheiate până la finele acestei săptămâni. Lucrările de asfaltare la centura municipiului Petroșani au început de ieri. Colegii mei m-au asigurat că până la sfârșitul săptămânii acestea vor fi finalizate pe toată lungimea centurii care înconjoară cumva municipiul Petroșani. Este vorba despre lucrări pe contractul multianual de reparații ale străzilor din municipiul Petroșani. Pe de altă parte, dezăpezirea în Petroșani a fost aproape încheiată. Pentru finalizarea operațiunii au fost necesare câteva sute de kilograme de sare, dar și încălzirea vremii. Când a fost cazul, în municipiul Petroșani s-a acționat foarte bine din punct de vedere al dezăpezirii. Avem la dispoziție 4 imoguri și 3 tractorașe, precum și o freză, tractorașele și freza fiind folosite în special pentru trotuare. S-au folosit, să spun așa, 500 de tone de sare și 1000 de metri cub de nisip și de asemenea 3 tone de clorulă de calciu, care este folosită pentru centru civic și trotuarele și scările din zona școlilor și instituțiilor publice. Potrivit meteorologilor, zilele de sfârșit de săptămână ar putea aduce un nou covor de nea, fiind anunțate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Reprezentanții Crucii Roșii din Petroșani le-au predat copiilor un mini-curs referitor la acordarea primului ajutor. Acțiunea derulată sub denumirea Impactul Primului Ajutor a fost inițiată de către reprezentanții asociației Impact de la Școala Generală Ighe Duca. La curs au luat parte activ elevi de la mai multe școli generale din localitate. Astăzi, Clubul Impact Pride of Petroșani de la Școala Gimnazială Ighe Duca a organizat un proiect care este prima parte a proiectului, care se numește Impactul Primului Ajutor. Este adresat tuturor copiilor, special celor din școala generală, și are ca scop asimilarea unor cunoștințe în ceea ce privește acordarea primului ajutor. Utilitatea este una foarte importantă. Ei, chiar dacă sunt mici, au nevoie de informații. Cât sunt mai mici, cu atât rețin foarte multe. Adevărul este că ei, fiind foarte micuți, fiind vorba de generala 1-4, ei nu
pot să aplice chiar toate metodele despre care noi le-am vorbit în această zi, dar considerăm că o parte din informația care noi le-am dat-o le va rămâne și le va fi de folos pe viitor. În urma întâlnirii cu reprezentanții Crucii Roșii, copiii au avut destule de învățat, respectiv cum să acorde primul ajutor în caz de răniri sau arsuri. Îi va ajuta, în primul rând vor fi mai informați, vor ști ce să facă în cazul în care sunt puși în situația de a acorda primul ajutor. Toți copiii știu că sunăm la 112, dar până acolo și ei sunt destul de mari ca să acorde primul ajutor unui coleg sau chiar unui părinte, de ce nu? Am vorbit despre, în primul rând, despre stopul cardiorespirator, ceea ce ei nu vor putea face deocamdată, dar vor rămâne cu ceva în cap și asta le va folosi pe viitor. Le vom vorbi în continuare despre fracturi, arsuri și despre plăgi, pentru că fiecare copil se poate accidenta și o plagă poate să o îngrijească chiar și un copil de clasa a patra. Următoarea acțiune, în care se vor implica membrii subfilialei de Crucea Roșie din Petroșani, se va derula pe 8 martie, atunci când le vor oferi daruri bătrânilor cazați în centrul din Bosnia.